A simțit efectul bumerangului pe propria piele. Un bărbat care a transmis substanțe interzise în penitenciar a ajuns după gratei și riscă ani grei de pușcărie. Cazul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la penitenciarul din Soroca. Potrivit poliției, suspectul, în vârstă de 36 de ani, este originar din raionul Drochia. În urma unei înțelegeri prealabile cu unii deținuți, bărbatul ar fi pregătit mai multe pliculețe cu marihuana și hașiș, dar și 6 cartele SIM pe care le-a ambalat într-un pachet și le-a aruncat peste gardul instituției penitenciare. Doar că ghinion. Acțiunile bărbatului au fost surprinse de angajații pușcăriei. Aceștia au anunțat poliția, iar la scurt timp individul a fost reținut. La momentul este plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și cercetat penal pentru circulația ilegală a drogurilor pe teritoriul instituțiilor penitenciare, dar și pentru transmiterea ilegală a unor obiecte interzise deținuților. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de pușcărie.